Bună dimineața tuturor! Mini! Mini! Haide, vino încoace! Băi, ce faceți? Eu abia m-am trezit și eu. Sunt cu cățelul afară. Mamă, de câte ori să repet că eu stau în Germania și că sunt în Germania și că nu stau în România? Ia! Mini, hai repede, repede! Mini! Mini! Hai repede, repede! Haide! Hai, fata mea! Hai! Haide! Haide! Haide repede! Mini, hai vin în coace! A scadat de iarbă. Hai, vino cu acea mine. Am un bișon maltez de la talie mică, cupti sau teacup, din ala teacup, ceașcă de... Ce-ai? Hai, mini! Vă pup. Băi, am dat drumul la live. Pentru că vreau să vă spun că după vlogul pe care l-am postat ieri, mi-au scris foarte mulți oameni care sunt în Germania, foarte multe familii. Unde e, mă, când el... Băi, ce faci, mă? Mănânci copaci? Ce faci? Mănânci copaci? Ce faci, ți-am spus? Hai, coace, haide, vino la tata, haide! Ia mănâncă copajul. Lasă că-i taie așa, nu-i mâncat-o. Vreau să zic că mi-am scris foarte multe familii. Iar vreau să vă anunț că sâmbătă la ora 13 este prima familie pe care am să o vizitez. Și... sunt foarte curios să vedem ce iese. Bună. Sunt foarte curios să vedem ce iese. Hai, Mini! Haide acasă, ia, hai acasă. Hai acasă. De ce plângeai atunci pe live? Mamă, trebuie să vă repet de 100 de ori. M-am repetat și o să vă mai repet o dată. Nu este vorba despre Alexandra, în primul rând. În al doilea rând, noi oamenii avem probleme. Avem chestii în interiorul nostru care ne dor. Sunt foarte multe chestii pe care le puteam face dacă stăteam acasă în alea 6 luni jumătate. Puteam să ajut mult mai mulți oameni care mi-s dragi, puteam să fiu alături de oameni în anumite momente, poate când au avut o problemă și eu n-am fost. Înțelegeți? N-am fost pentru că am intrat într-o horă și trebuia să joc. Haide, Mini! Nu e vorba că e un defect, nu e un defect, a fost o conjunctură. Haide, Mini, haide, hai, fata mea, haide, haide. De ce stai în Germania? Mișto întrebare. Haide, hai, Mini. Hai, Mini! Mini, haide! Și că de ce stau în Germania? Haide! Uite-o cum se uită, uitați-o cum se uită! Uitați-o cum se uită! Mini! Haide, fata mea! Haide! Hai, nu vrei în casă? Pe 12 august are și ea programare la tuns. Haide, fata mea! Haide! Nu vii? Nu vin în casă, nu? Hai, păi eu închid atunci, ha. Și plec, o las acolo să vedem ce face? O las acolo să vedem ce face? Ia să vedem ce face. Am lăsat-o acolo. Am lăsat-o acolo și vreau să văd ce face.
E în fața ușii, acum vine direct în loc. Haide, fata mea, hai, haide. Nu vrea să vină, vrea să stea afară. S-o mai țin afară? S-o mai țin afară? Dacă vreți voi, o mai țin afară. O mai țin afară, nu? Da, ia uitați-o ce fericită e că mai stă afară. Aleargă pe acolo. Da, eu nu v-am întrebat niciodată. Cum vă mulțumesc vouă pentru toate mesajele pe care mi le dați. Ia uitați-o ce bucuroasă e că stă afară, aleargă pe aici. Cum și ieri a fost băiatul ăla pe live, care a zis că îmi dă o găleată de chestie din aia, știți? Hai Minu, hai înapoi. Știți că a zis că îmi dă o găleată de chestie din aia? Dar nu știu ce sunt astea. Cățelul meu stă câte două zile în casă fără să facă pipi și caca. Dacă nu scoți afară, nu faci. Vă pup. Mamă, ia uitați-o unde e. Mini, hai de la tata! Neață, neață.